reacție furibund de la Bruxelles, după victoria lui Victor Orban, e cea mai întunecată epocă pe care a cunoscut-o vreodată Europa. Europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt comentează rezultatul alegerilor legislative din Ungaria, condamnând faptul că discursul urii al premierului ungar Victor Orban este acceptat subliniere ilegitimat de pe el, susținând ce este cea mai întunecată epocă pe care a cunoscut-o vreodată Europa. O campanie în care evreii bogați au fost acuzați de toate problemele din lume a funcționat încă o dată, conducând la cea mai întunecată epocă pe care a cunoscut-o vreodată Europa. Este cu atât mai îngrijorător faptul că discursul urii practicat de Orban este acceptat sublinierei, în consecință, legitimat de familia sa politică. Ungaria sublinierei Europa merit mai mult, a scris Verhofstadt pe pagina sa de Facebook. Europarlamentarul se declară însuncrezător ce există sublinierei o alternativă. Am fost la reuniunea de final de campanie a Momentum, o petrecere pentru tinerii care doresc ca Ungaria să joace un rol constructiv în Europa. Există speranță pentru Ungaria, încheie Verhofstadt. Premierul Victor Orban, care se pregăte subliniere pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei, s-a adresat alegătorilor, duminică seară, după anuncarea rezultatelor parțiale care arată ce partidul său, Fidesz, a obținut 49,5% din voturi. Sublinierea i-a mulcumit pentru încrederea acordat sublinierea celor care s-au rugat pentru partidul său. Fidesz, partidul premierului naționalist de dreapta Victor Orban, a obținut 49,5% din voturi în alegerile legislative de subliniere urate duminică în Ungaria. Arată primele rezultate parțiale anuncate oficial după numărarea a 69,1% din voturi, potrivit Reuters. Fidesz ar obține majoritatea în Parlamentul Ungariei. Partidul lui Victor Orban ar urma să dețină 134 de mandate după numărarea a 74,6% din voturi, potrivit biroului electoral, scrie The Guardian. Potrivit The Guardian, Jobbik a câștigat 20 din voturi, rezultate preliminare, în timp ce Social Sublinierea ar fi obținut 11,85. Participare la vot la alegerile parlamentare din Ungaria a fost de 68,13, fac de 61,73% la alegerile parlamentare din 2014. Cea mai mare prezent la vot, 70,53%, a fost la legislativele din 2002.